Bugs. ce faceți? Nici n -a zice că s-a schimbat ziua, după cum arăt, mai ales că sunt îmbrăcată la fel ca ieri. Pentru că dacă tot avem hainele astea la îndemână pe care uh, le-am purtat numai ieri, zic hai să le mai iau o dată. Uh, și astăzi este seară deja, este... Uș, stai așa că nu vrea. Cât este s ceasul, e 5 și 20. Și urmează în câteva minuțele să apară Aniela. Uh, să mergem la târgul de Crăciun de la Mogoșoaia Pentru că ea și așa propus să facă uh, un tur al târgurilor de Crăciun din București anul ăsta Și începem cu ăla de la Mogoșoaia, că știe ea că ăla e frumos De fapt, motivul ei este că este concert Fuego Și îl tărește pe bietul bărbasul Îl tărește până acolo, ca să-l chinuie, că nu-l chinuie destul Îi se pare că nu-l chinuie destul și îl tărește până acolo Uh, să participie și el la kinu uh, uh, numit Fuego, da, pentru că vă dați seama că ce bărbat normal la cap îl iubește pe Fuego. Prea puțin. Uh, prea puțin, cred că există. Uh, da, și... Um, da, asta facem în seara asta, mergem la târgu de Crăciun de la Mogoșoaia. I don't know, nu știu cum o să fie, nu știu ce o să fie, nu știu ce se va întâmpla. But we will try. So... Uh, da, n-am filmat nimic astăzi pentru că am avut alte treburi de care a trebuit să mă ocup. Prin urmare, asta facem azi și vă arăt zilele viitoare când o să apuc să postez, că deja am întârziat cu un vlog. E încăturul bibliotecii, nu vrea el și nu vrea, nu vrea să apară. Dar, da, da. Uh, hai să mă echipez pentru că trebuie să mă echipez bine să nu fie frig și vorbim mai încolo. așa. să uh, da, am <laughs> pus ăsta, să vibreze, să facă masaj și mie că l auzit și să iure. aiure. Ce faceți? M-am întors acasă, este 8 și jumătate și acum M-a luat frigul, abia acum. Deci când am intrat în casă și am luat drumul la căldură, acum m-a luat frigul. Până acum mi-a fost ok, am fost bine, am fost bine înfofolită, am avut straturi pe mine, am avut mânuși, am avut un șoarece, un șobolan în cap. <laughs> nu uh, am înghețat, a fost super bine. A Târgul de Crăciun de la Mogoșoaia, nu prea târg, e sunt câteva luminițe acolo, nu prea a fost nimic și faza cea mai haioasă a fost în momentul în care am ajuns Aniela a constatat că astăzi este nouă, nu este zece, cum își imagina ea, și iubitul ei, Fuego, are concert pe zece. -am că se și mira de ce este atât de liber, că dacă uh, are concert Fuego. E, uite de asta, pentru că n-a nimerit ziua de aia. A fost foarte haios dacă nu m-am distrat eu și cu Aneli, feti Aneli fiind fetița ei, dacă nu ne-am distrat, dacă n-am râs de pe în chestia asta, doamne, deci, da Dar a fost fain cu ei, adică ne-am simțit bine sau cel puțin eu m-am simțit bine și știu sigur că și Aneli s-a simțit bine Că după aia am intrat în ședință și nu vă spun pârgu ca pârgu, vinul fier ca vinul fier, chiurtoșul ca chiurtoș, da Haa, ședința la care am fost băgată în care am fost băgată de către Aneli, și părinții ei au fost excluși și mi s-au povestit chestii și mi s-au spus și dramolete și probleme și ai de cap, are șapte ani hai să înțelegeți, este clasa uh, zero și sau clasa pregătitoare că am înțeles că nu-i bine să spui clasa zero și uh, au probleme grave, deci au niște probleme copiile la vârsta asta, niște probleme, dar nu mi le-aș fi imaginat vecii vecilor. Mm, na. Doamne, fer, chiar stăteam și mă gândeam în timp ce i-am povestea și turuia acolo și mergea gurița, deci mă, mergea mai ceva ca a mea. Uh. ce face acolo? Stați așa. Tocmai ce te lăudam. Că tu nu faci așa ceva. Stați, că s-a ideea, Nu. Ia, ia, ia. ia. Udița? Ce, ce faci mama acolo? Udi? Psa! Psa! Ce faci pe acolo? Hm? Păi de-aia nu las eu decorațiunea jos. Ia, ia vezi Ia, ce ce e acolo? Ce, care e problema acolo? Ia, hai. Stați că trebuie inspectat. Mm. mm. Ei place să mai degrabă la covor, să tragă de covor decât de brad. Ce s-a întâmplat, mama? Ce pașa! Ce așa, Udi Ciociu? Ce zici? Hai, spune! Ce faci tu? Te joci? Te plictisit? Hai că ne jucăm imediat. Imediat ne jucăm. Așa. Deci, ziceam, drame și probleme și confesiuni. Și mi s-a spus, doamne, deci copiii la vârsta asta au niște probleme, serios. Eu la vârsta aia încă mă jucam cu păpușul. Adică, Așa, nu înțelegeam care e treaba cu școala și de ce mă trebuie să mă -mi întrerupă mie programul și de ce trebuie să intre peste mine școala, adică eu am un program al meu, de ce mă deranjez? Nu, ei au probleme, telenovele, Uf, complicații existențiale, dar tu nu înțelegi că se întâmplă lucruri. Deci atâta m distrat, atât de tare m distrat. Pe de altă parte stăteam și mă gândeam în timp ce ea turuia. Mintea mea mă, se gândea că n-aș avea răbdare, jur, n-aș avea răbdare cu. Tot, pentru că și voi îmi spuneți, da, dar știi că lasă, că dacă ar fi tău, că nu știu ce, nu. Încerc să mă pun în situația părinților, că Anela e cu un an mai mare ca mine și, practic, suntem de aceeași vârstă, deci, practic, este, ar fi fost dacă mă gândeam din timp, Aneli putea să fie copilul meu. Dar. Uh, uh, uh. Și în momentul în care dau de situații din astea cu oameni care sunt apropiați de vârsta mea, încerc să mă pun în pielea lor și încerc să mi dau seama dacă și eu aș rezista. Și a, iar, să ne înțelegem, Anelie este un copil absolut extraordinar. Este un copil superb, este super inteligentă, este super smart, adică îi merge mintea super super repede. Se, este, are o minte logică, așa și uh, e brici în ceea ce privește pentru vârsta ei, este foarte, foarte ok. Uh, chiar peste nivelul vârstei e mult, adică este și matură pentru vârsta ei, dar în același timp și suficient de copil. Și gândește super repede, face conexiunile super repede, are logică, ceea ce foarte mulți copii la vârsta aia încă nu au. Uh, și e un copil extraordinar, și uh, înțelegător, și smart, și din toate punctele de vedere este foarte ok. Uh, și dacă ar fi să am un copil ca ea, nu vorbim mai rău de-atâta, uh, n-aș avea răbdare. Nu, nu, încerc să mă pun în, în pielea uh, oamenilor de vârsta mea care au copii și încerc să-mi dau seama cum rezistă sau ce se întâmplă sau cum aș reacționa eu. Nu, n -aș... chiar cu un copil atât de deștept și independent și uh, relaxat și uh, inteligent cum este Aneli. N-aș avea răbdare. Nu, n-aș putea, m-a robosit, robosi, pentru că un astfel de copil necesită și foarte, foarte multă atenție și n-aș putea să-i dau atâta. Nu am pentru mine, nu sunt capabilă de mine, deci nu sunt efectiv capabilă. Cam și astăzi am făcut o grămadă de boacăne, pentru că nu sunt capabilă de mine, de, 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 de capul meu, nu sunt în stare. Și atunci, cum să mai fac eu un copil? Cum, Doamne Sfinte, să mă, mă am la așa ceva și să mai condamn încă un suflet să îl chinu eu? știți, nefiind capabilă. Deci, de mine. Dar nu, n-aș avea răbdare. În schimb, sunt dispusă să fiu mătușa de rezervă oricând e nevoie, eu sunt acolo, eu sunt mătușa de rezervă, terapeut, best friend, whatever, eu sunt acolo. Deci, eu sunt dispusă să fiu acolo când are nevoie de mine, nicio problemă, dar nu să stau 24 din 24 și să fie responsabilitatea mea 100%. Nu. Dar dacă e nevoie, oricând i-am zis și Anelie, pă, dacă e nevoie vreodată, nu-i problemă, mai ales că v-am zis, Aneli este efectiv copilul perfect din perspectiva mea. Că dacă aș ști că iese caia, mai aveam eu chestia asta, că mai zic cât unora, bă, dacă aș ști că iese exact așa, aș face și unul. Dar nu cred că iese, având în vedere că îmi cunosc genetica și îmi cunosc potențialul. Sunt convinsă că nu iese. Așa că mai bine, mai bine mă abțin. Mai bine mă abțin. Dar una peste alta a fost o, o, o seară faină. Noi uh, nu închidem vlogul ăsta aici. Adică noi, prin, noi, eu și cu voi, nu închidem vlogul ăsta aici. Că n-am filmat mare lucru. Așa că vom continua și pe mâine. Pentru că mâine mă așteaptă și pe mine. Și fonierul la căruia i-am promis că îl organizez de secole. Și nu l-am organizat. Să... So, da. Așa că eu vă pup, am dus să mă demachez și să dor. Bine, e o jumate. A, mi-e foame. Stați că mi-am adus să Iar mi-e foame. Încă continuăm epopeia cu foamea. Încă mi-este foarte foame. Deci, da. Udi, ce propui? Care parte a corpului tău mi-o dai să mănânc? Coada, o lăbuță, ureche, o mustață. Ce, ce donezi pentru o cauză nobilă? Pentru mine, care mi-e foame. Ce donezi? Udi, lăpsi. E insensibilă la suferința mea de foame. Absolut insensibil. Băi, lasă-mă la am pace că-ți mănânc codița aia stufoșă Mai mucică. Bine, vă pup. O seară frumoasă, papa. pa! pa. lovely loves! Aici v-am lăsat, de aici vă reiau. Ce faceți? De aici reluăm vlogul și anume din fotoliu. Astăzi este luni, este 11 de fapt. N-am filmat ieri pentru că nu m-am simțit foarte bine și zic, ne -a, nu cum n-au prea am avut chef de mare lucru. Și așa că reluăm uh, daily vlogul ăsta de astăzi. Și astăzi, în după amiaza asta, mergem pentru că e deja 3 și ceva. Până acum mi-am bătut că cu Facebook-ul. În fine, whatever. Uh, în după amiaza asta mergem la evenimentul avantaje. Dacă vă aduceți voi aminte acum vreo o lună, o lună și un pic, am avut un eveniment la avantaje cu Good Days Therapy, uh, care au sponsorizat uh, întâlnire cu cititoarele și s-a vorbit atunci despre imunitate și despre multe alte chestii. Acum este o chestie similară, este o adunare similară tot cu cititoarele și dacă mi-aduc eu bine aminte, din anunț, parcă se vorbește despre insomnie și mai ales în cazul femeilor, de ce femeile ajung să aibă insomnie sau ceva de genul ăsta, dar oricum vă zic când ajung acolo, dacă... e Așa. Și o să mă ocup cu o să fie tot la veranda mol, adică la obor. O, și da, m-am aranjat, mi-am spălat părul, parcă nu s-a uscat bine încă. Parcă aș mai trece dată cu peria prin el, parcă îmi simt așa că e umed. Afară este norat, urât, chiar o ceață așa, o pâclă din aia urâtă. Eu am spus că de când o să vină decembrie, în noiembrie a fost culmea, că a fost frumos, au fost zile cu soare și zile frumoase în noiembrie, dar cum a venit decembrie, cum s-a tras cortina. E, efectiv, s-a tras cortina, a venit ceața, o, vremea urâtă, pâclă, la un moment dat parcă s -s -s, bă, ieșise așa o rază de soare și parcă ne înțepa așa o rază de soare și mă rugam de ea, zic, haide, 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 ieși, mai, mai, cu elan, mai, mai, mai încearcă mai tare, încearcă mai cu forță. Că îmi lipsește foarte, foarte tare. E depresivă perioada asta, că de-aia și ieri n-am avut o stare prea bună, cred că tot de la vremea asta. Uh, e depresivă, așa, e câh, te, uh, nu știu, e îmbâxit, așa, e senzația de îmbâxeală din, din asta, de, da, da. Eu sunt îmbrăcată, sunt gata aranjată, v-am zis, e 3 și un sfert, o să mă mai bag puțin cu Facebook-ul până plec și după aceea plec și ne auzim, cred că de acolo. Da, să so oprim muzica, <laughs> pentru că, da, um, am început să-mi urmez și mi s muzica, dar hello! Ce faceți? Am o energie absolut fantastică și imediat ajunge și vă povestesc, dar să-mi pun și eu așa într-un cadru mai pretty. Ce faceți? Da, am apucat să vorbesc cu voi pentru că m-am întâlnit din cutătucu, am început să vorbim de ale noastre, am... Uh... Pe aici? așa, a, am ajuns la mol, acolo ne-am văzut cu fetele de la avantaje. Noi, eu cu tătucul ne-am dus să mâncăm, că eram lichtite de foame, în special eu. cum bine mă știți, sunt tot timpul moartă de foame. Și a, am... A, a mers să am mers mâncat, după care ne-am reîntors sus la restaurant pentru că evenimentul s-a ținut sus la etajul 2. Ca și data trecută este aceeași locație, este acea întâlnire pe care o organizează Lunar Avantaje cu cititoarele. Cititoarele sunt selectate în baza unor, uh, unor înscrieri, adică se înscriu la ele, la cei de la Avantaje și ei selectează cititoare și uh, participă, sunt invitate la uh, această, nu știu să-i spunem, conferință, discuție, nu știu, a fost... Uh, doamna doctor Mariana Udrea, care a fost și data trecută când a fost sponsorizat evenimentul de Good Days Therapy și de data asta, cum ziceam, a fost, cum am zis la început, a fost vorba despre insomnie și motivele pentru care, în special, femeile avem parte de insomnii, uh, ce se întâmplă și ce putem să facem cu treaba asta și au fost, dați așa că acum mi-am dat seama că nu vă am luat, nu m-am pregătit, halal, vlogger sunt și eu, nu m-am pregă... pregătit cu... Recuzita. Așa. Da. Și produsele vedete care au fost și prezentate în seara asta au fost de la Days Therapy Și avem așa, odată. Stați să vedem așa. hipnoix, melatonin plus triptofan. Așa. Deci, și uh, melatonin cu triptofan este o combinație, este un supliment cu melatonină și ne explica doamna doctor că trebuie luat cumva constant în cazul în care ai uh, probleme de somn. Eu nu am, dar știu pe cineva care are. Hmm. Guess who? Așa, eu nu am. Am foarte rar probleme cu somnul, adică nu... Da. Uh, și când uh, am, când mi se întâmplă să nu pot să dorm sau ceva, știți că mă plâng de nu se poate așa, deși eu sunt uh, genul de om care atunci când pune capul pe pernă, s-a stins, s-a terminat, în, zicea doamna doctor și că în 10-15 minute maxim ar trebui să adormim după ce punem capul pe pernă. Aha. nu știu dacă mă prin 30 de secunde după ce pun capul pe pernă, deci la modul ăsta. De foarte multe ori știți că la mine merge televizorul pe desene și ascult ce discută ei acolo în desene și știind deja episoadele pe din afară, încerc să-mi dau seama până unde o să ajung, adică până unde ajung cu replicile, unde le țin minte. Și dimineața îmi dau seama că am adormit instant după ce mi-am pus gândul ăsta în minte. Deci, cam așa funcționează la mine ă, asta. Dar, sunt persoane care au probleme cu somnul și chiar este foarte, foarte serioasă treaba asta. Și triptofanul ăsta... Tri... Triptofan? Triptofan, da. Așa, triptofanul ăsta ne zicea doamna doctor că... Este o substanță care se găsește inclusiv în semințele de dovleac. Deci puteți să o luați și de acolo și ajută, este cumva un fel de element care vine în ajutorul melatoninei. Stabilizează melatonina, se ajută la absorpția melatoninei. Cel puțin atât am înțeles eu, dacă greșesc corect, dați-mă un dați dați cap că asta este. Și al doilea produs care asta s-ar putea să-mi trebuiască și mie din când în când. Se, se numește strop, stop, nu strop, stop stres. Așa. A, și arată cam așa. Stop stres. Da, asta este un fel de tot așa pe fază de plante o chestie din asta care te relaxează mi l-a prezentat și pe asta, dar trebuie să vă recunosc că n-am fost super, super atentă la... Așa, eu am mai făcut poze, am mai, am mai uitat pe diverse, am mai căutat diverse, deci am mai făcut diverse, așa, și n-am fost 100% atentă. Dar a fost foarte fain. Dar știți ceva? Stați-o să... Stați-o pic! Să iau un tre tripod! Stați să iau tripodul! Așa! Oh oh, 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 ce bine e! Doamne, dar de ce nu mi-a trecut prin cap chestia asta de la început? <coughs> Bun, scuze. Deci, asta au fost produsele prezentate în seara asta și um, a fost foarte faine. În curând o să se, se mute depozitul de la Good Days Therapy la mine. Uh, și da... A fost foarte faină discuția din seara asta și m-am bucurat să o revăd pe Florentina, care este redactorul șef la Avantaje, care este absolut superbă. V-am zis că îi ziceam și totul cu și că oh, nu mai pot, mă uit în ochii ei, deci e superbă femeia aia, este absolut minunată. Plus că este foarte caldă și dulce așa și are o alioră foarte dulce și e foarte plăcută ca persoană. Uh, și V-am zis că data trecută am vorbit despre Mexic cu ea și a fost foarte frumos. Acum am început să vorbim despre haine, da, ne-am întrerupt. Uh, da, da. Uh, și în rest, toate bune și frumoase. M-am întors acasă și, pe drum, uh, încoace, um, am dat, de, de un TikTok cu share Că nu știu dacă știți, dar share după zeci și zeci și zeci, zeci, are vreo 60 de ani de o carieră? Nu, mai puțin. Vreo 50 de ani de carieră are să zicem, 50 și ceva de ani de carieră, s-a decis să, să lanseze un album de Crăciun cu colinde. Și am văzut treaba asta, eu am văzut de câteva săptămâni, că apare pe TikTok, că bineînțeles a fost pe la toate emisiunile și în Anglia și în America și am văzut-o și am văzut că își tot promovează albumul, dar nu i-am dat atenție și în seara asta chiar hai mă să intru să văd care treaba cu albumul share de, de melodii. În cazul în care nu știți, pentru cine nu știe cine este Cher, deși ar trebui să facă parte din cultura voastră generală, pentru că este doar una dintre cele mai emblematice persoane din muzica internațională, mai ales din muzica disco, pop disco, și a ajuns la nivelul de cultură generală, Cher. Este nu, nu că icon, a depășit de mult nivelul de icon și chiar era o fază haioasă pe net cu o, aia cum o cheamă. Na, că le am uitat numele. Tipa aia care e comediantă în America, una în vârstă, roșcată. <că> că de, de ea că share nu are adresă în LA. Deci share nu are adresă. Dacă vrei să ajungi la share acasă, dai pe Google Maps, share, și ți apare Te duce Google Maps-ul direct la poarta ei, da? Deci. Așa, asta apropo de oameni care se tem că nu cumva să se afle cineva pe unde stau și dacă li se întâmplă lor ceva, da, și toată lumea știe unde stă share, dar doar că nimeni nu îndrăznește să ajungă să îi facă ceva, dar și plus de asta securitate și toate cele, dar da, share există pe hartă, la modul ăsta, atât e de importantă și... Uh, zic, am auzit un fragment într-unul din TikTok-urile astea, am auzit un fragment într-o melodie și zic, hai mă să văd care-i treaba am intrat pe YouTube și este tot albumul. Sunt vreo 13 melodii pe YouTube. 13 melodii de Crăciun. Majoritatea sunt noi. Câteva dintre ele, puține, sunt reinterpretări a unor melodii de Crăciun mai vechi. Are și colaborări cu mai Uncle Buble, cred că și cu Cindy Laufer. Cindy Laufer? Da. Așa și cu... Uh, și cu asta cu Stevie Wonder, are uh, colaborare. Așa. Și trebuie să vă zic că am rămas șocată de faptul că are atât de multă energie bună albumul ăsta, pentru că în ultima vreme, atât în muzica internațională, dar mai ales în muzica românească, băi, e un dramatism, e o jale, e o daia o plângere de suflete, de vai ce rău merge mie, vai ce rău, e, hai să ne plânge, hai să ne zbior, că chiar zilele trecute am dat de un uh, prezentator la o emisiune de radio, dar nu știu să vă zic exact cine și cum și de la ce radio și la ce emisiune, care a zis Băi, frate, știți ceva? Eu nu mai pun muzică românească în emisiunea mea. Tăiați-mă, omorâți mă, eu nu mai pun muzică românească în, în emisiunea mea, că totul e pe jale, totul e pe depresie, pe dramatism, pe, hai să ne tăiem venele pe de-a lungul, așa, și pe chin, și pe... Aoleu, ce amărâți suntem, știți? De parcă chiar am fi cei mai amărâți oameni din lume. Și are dreptate, omul că eu, eu nici nu mai ascult muzică românească, efectiv nu mai ascult de mulți ani muzică românească, dar înainte mai atragea și mie atenția, nu știu, o, o melodie, mi se părea și mai mai interesată Acum nimic din tot ce aud, nimic, totul e pe dramă, de... Așa, nu. În fine, whatever. Așa, și uh, uh, ascult tot albumul lui l-am ascultat pe tot. Și este tot atât de plin de energie, de voie bună și de un entuziasm din ăsta, exact ce trebuie să simți de sărbători, exact senzația de aia de wow, ce bine, vin sărbătorile. Nu contează că n-am decorațiuni de la Jumbo, nu mi-am cumpărat decorațiuni de 15 milioane de la Jumbo, ca n-am, nu știu, chestii de genul ăsta. Nu contează că nu m-am dus să mănânc în nu știu ce restaurant fancy. Nu contează că m-a lăsat idiotul, nu contează că ce s-a întâmplat. Ideea este că... Uh e o energie super bună în, în albumul ăsta și mi se pare atât de haios, chiar ridicol aș putea să zic, că trebuie să vină o femeie de 77 de ani, că nu știu dacă știți, dar Cher are 77 de ani, să vină o femeie de 77 de ani să-ți dea imboldul și energia asta pe care o ți-o Și chiar vă recomand să ascultați albumul, o să vi-l las în descriere, o să vă las playlist-ul în descriere. Să le ascultați și voi, măcar o dată, așa. aruncați așa o ureche peste el la animereare, la că e, are atâta energie bună și are atâta un vibe bun și plus că în, nu sunt melodii alea, nu e linia aia melodică clasică amăretă de hai să ne plângem de milă, de colinde, de așa, e party, hai pe party, e Crăciun, sunt sărbătorile, hai pe party, cam ăsta cam e vibe-ul. Uh, și uh, mi-a și descăcat prima melodie care cred că este primul single din, din album care se numește DJ Play A Christmas Song și bă, e esența aia disco alușer ea e absolut fabuloasă uh, pentru cine nu știe, eu sunt copil de anii 90 și la începutul anilor 90 predomina muzica anilor 80 pentru că, iarăși pentru ăștia de sunteți mai mici așa și habar n-aveți despre ce vorbesc ce este emblema anilor 80, da? Odată. Și, an și anii 90, dar mai ales anii 80. Bun. Au fost anii 70 când au fost cu hippie, cu Beatles și cu nebunia și cu așa. Mă rog, Beatles și au fost și în 60, but whatever. Așa. După aia au venit anii 80 când a început rock-ul să urle foarte tare și aici avem... Uh, ăștia, Queen ul care a fost top pentru absolut tot. Și după aceea a venit ușor ușor disco spre anii 90, a început din, de la finalul anilor 80 a început disco. Uh, și undeva, pe la jumătatea anilor 90 s-a concretizat disco. Dar. Anii 90, ca și decadă, ca și modă de altfel, n-au fost extraordinari în muzică, decât pe ultima parte, ultima treime, adică cam ultimii trei ani din anii 90, cam atunci s-a făcut muzică bună, să spunem, în anii 90. În rest, majoritatea ăștia care am crescut în anii 90, am crescut cu melodiile din anii 80. De-aia pentru mine Cher este emblematică, ca să spun așa, și de-aia este atât de Wow! Uh, pentru că a făcut o punte foarte, foarte mare între anii 80 și anii 90 și cumva a marcat și anii 90. Și uh, am crescut ascultându-o și mi se pare senzațional că încă la, la vârsta asta vine și îți dă mă aceeași energie bună. Iar ăștia care sunt tineri, care teoretic sunt responsabili de energia bună, n-au nicio treabă. Nu no, interesează, nu. No, Ei stau. Da. Deci. Da, ceva de vis. Dar melodiile super bune, cele mai multe antrenante și foarte. așa, și foarte de club, să spunem, și foarte. Fan, este, avem așa, avem evident disco în albumul ăsta, pentru că nu se putea share fără disco, avem pop Normal, un pic de pop, avem și pop-rock, avem și dance, nu, nu avem dance, așa, uh, și un pic de rock, rock, un pic de rock, așa. A, ah, și cred că și jazz, dar că era și ceva cu jazzul pe acolo, da. Uh, o să-l descarc, cel mai probabil, tot albumul pentru că, bun, iar uh, uh, album de Crăciun să nu fie clișei cu melodiile alea clasice, clișeice, cântate la fel, cu da, așa. Nu prea am găsit. Adică și în ceea ce privește colinde, eu m-am rezumat la alea vechi, așa Lindsay, Lindsay Sterlings, că niciodată nu pot să-i pronunț numele săraga, Lindsay Sterlings, ce mai atrage atenția, că ea cântă la vioară și uh, reinterpretările ei, am toate, cam 90% din reinterpretările ei la vioară mi-au plăcut foarte tare, dar în rest, muzică nouă și mai ales de Crăciun, nu. Că de-aia Mariah Kerry încă face bani. No, și cam asta e descoperirea mea magică pe seara asta, și anume share cu noul album. Ascultați-l și chiar spuneți-mi cum vi se pare. Acum, eu am de filmat, pentru că astăzi n-am postat, fiindcă nu am avut clip, pentru că cineva nu s-a organizat și pentru că el nu s-a simțit bine și pentru că multe motive și trebuie să filmez acum. Și mâine avem două clipuri, adică o să fie clipul pe care îl filmez acum, o să vină de dimineață și daily vlogul ăsta. Asta ca să nu rămânem în urmă cu toate clipurile, să nu ne decalăm, știți? De aia facem așa. Așa că mai intrați și pe canal și verificați acolo ce am mai postat, că mai S-ar putea să săriți clipuri, știți, dacă le pun așa, că le-am tot pus haotic în ultimele zile, că n-am reușit. Ba, mi s-au și randat, că și laptopul ăsta face figuri și mi s-au și randat uh, mult, adică ăla cu holul de la... Bine, a fost și lung, a fost de 50 de minute, am vorbit mult, că m-a lovit logorea pe final de vlog și am vorbit foarte mult. Ăla s-a randat în 6 ore, deci nu am mai avut un clip să randeze în 6 ore, dar nu mai țin minte când. Dar am avut încotro, asta este, am, așa a mers. Și vă dați seama că dacă el s-a randat în 6 ore și l-a editat, mi-a luat mult dacă are 50 de minute. Nu. No. A bine, haida. Vă pup, ne auzim mâine. See you later, alligator. Ciao.